Anul trecut, prin dispoziția guvernului 149 din 2020, deci a fost eliberat din funcție domnul Eremei Priseajniuc. În urma litigiului, în instanță judecată, această dispoziție a fost considerată ca fiind unanim temeiată. Astfel, în scopul executării hotărârii judecătoriei Chișinău, sediu Râșcani, din 8 iulie 2021, dosarul numărul 3.3164 din 20 și în temeiul articolului 256 alineatul 2 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, numărul 225 din 2003 și articolul 249 din Codul Administrativ al Republicii Moldova, numărul 16 din 2018, se propune anularea dispoziției Guvernului numărul 149 din 2020 cu privire la eliberare din funcția domnului Eremei Priseajniuc, restabilirea din 12 august 2021 a domnului Eremei Priseajniuc în funcție de director general al Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale și asigurarea de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale a achitării salariului domnului Eremei Priseajniuc pentru absența forțată pentru perioada 11 noiembrie 2020 12 august 2021. Rog susținerea acestui proiect de hotărâre și o să urmeze continuarea acestui subiect. Rezolvarea unei situații juridice. Cine este pentru? Rog să votăm. Vă mulțumesc. Deci, în continuare, având în vedere că instanța a emis această hotărâre, deci în temeiul aceleași hotărâri judecătorești din 8 iulie 2021, și în temeiul articolului 7 litera I din legea numărul 36 din 2017 la guvern, articolul 22 alineatul 1 litera și alineatul 3 din legea numărul 99-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate public și articolului 82 litera G prim din codul muncii, se propune eliberarea doamnei Silvia Cebotar din funcția de director general al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din data de 12 august. Deci, urmarea restabilirii precedentului director, deci noi, în consecință, urmează să eliberăm actualul director. Vă rog susținerea pentru acest proiect. Cine este pentru? Rog să votăm. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și următoarea propunere, deci, odată fiind restabilit, în temeiul articolului 7, litera I din legea 136-2017 cu privire la guvern, al articolului 22, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din legea 199-2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, se propune eliberarea domnului Eremei Priseajniuc din funcția director general al Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din data de 12 august 2021, în baza cererii de demisie. Vă rog să țineți această propunere. Cine este pentru? Vă rog să votăm. Vă mulțumesc. Vă rog frumos, domnule Litvinenko și domnule Spătar, să vedem ce putem face cu prevederile legale, codul muncii, alte legi, legea funcționarului public, pentru că avem prea multe cazuri de asemenea decizii și de fiecare dată ne confruntăm cu aceleași probleme și aceleași cheltuieli ale statului care nu sunt utilizate în folosul și în beneficiu cetățenilor. Trebuie să punem capăt acestor practici. Vă mulțumesc. Numirea doamnei Lina Gudima în funcție de director general adjunct al Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din data de 13 august 2021. Lina Gudima este medic de specialitate cu specializare certificată în farmacologie și farmacologie clinică. Dumnezeu a activat inițial ca medic, după aceea are o activitate îndelungată în secția de autorizare a medicamentelor, după care a devenit din 2012 până în 2018 șef a secției studii clinice, iar la momentul de față este șef a secției farmacovigilență și studii clinice. În același timp este delegat în comisia de experți privind standardele de calitate și siguranța în activitatea farmaceutică la Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor și Consiliul Sănătății din Europa la Strasburg. Lina Gudima are o experiență vastă în farmacologie,
în asistența farmaceutică, este consultant național la foarte multe legi care au fost pregătite, anume pentru a avea un acces înalt a populației la medicamente. Sper în curând toate aceste proiecte să vină pe masa guvernului și dumneaei va asigura de asemenea perioada interimatului până vom avea numirea directorului general al Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, care este o agenție foarte strategică pentru țară. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Nemirenko. Cine este pentru? Rog să votăm. Vă mulțumesc. Felicitări, doamnei Gudima. Și așteptăm reforme serioase în domeniul medicamentelor, cum ați vorbit de nenumărate ori, doamna Nemirenko.